Bună tuturor! Înainte de a vă spune câteva cuvinte, observați drona sus și m-a rugat să facem cu mâna 15 secunde să ne vadă toată lumea că suntem pentru viață. Așa, toată lumea mâna sus. Sus, sus, sus. Foarte bine. Dragii mei, felicitări! Sunteți minunați! Sunteți aici! Astăzi viața câștigă în 600 de orașe din România și Republica Moldova. Mă uit la voi și sentimentul pe care l-am în suflet este de recunoștință. Sunteți minunați! Datorită dumneavoastră, suntem astăzi mii de brațe care se întind spre femeile care sunt în criză de sarcină și le spunem, suntem alături de tine și copilul tău și totul va fi bine. Datorită dumneavoastră, suntem mii de inimi care bat alături de copiii nenăscuți și îi protejăm. Datorită dumneavoastră, suntem mii de glasuri care spunem, da, sunt recunoscători pentru darul vieții, sunt recunoscători pentru că părinții mei mi-au dat viață și, da, sunt alături de femeile în criză de sarcină. Pe lângă recunoștința față de Dumnezeu și față de părinții mei, astăzi spun da vieții pentru că sunt studentă la medicină. Știința este alături de noi în fiecare clipă când îi protejăm pe cei mai mici, pe copiii nenăscuți. Oare nu este cel mai frumos sunet pe care îl ascultă medicii, bătaia de inimă? Nu este acest sunet cel mai liniștitor semnal că acolo este viață? Ba da, iar acest sunet este de la 16 zile și continuă să fie până la sfârșitul vieții noastre. Acest sunet îi spune mămicii că bebelușul tău este bine, sunt în burtica ta și sunt protejat. Oare nu este acesta cel mai nobil lucru pe care îl putem face ca și societate, să-i sprijinim pe cei mai mici și vulnerabili? O să vă mai spun ce știm noi medicii, că la 8 săptămâni tot corpul bebelușului este format și organele sale sunt foarte mici, dar cui nu-i plac lucrurile mici și gingașe? Mai mult, la 12 săptămâni, copilul dă din mânuțe și piciorușe și zâmbește. Este incredibil, dar și mai incredibil este că noi am fost la fel de mici și cineva ne-a protejat și astăzi suntem aici pentru viață și pentru a dărui mai departe viață. Oricâte lucruri am căutat în lumea aceasta, adevărul și dragostea ne vor salva. Adevărul că fiecare om, fiecare copil născut este om din prima secundă a concepției și dragostea față de mame, să le sprijinim ca să-și nască pruncii. Adevărul că odată cu binele pe care îl facem lor, ne vindecăm și de noi de singurătate, de indiferență, de cinism și ne îndeplinim menirea de om. Sunt foarte multe de făcut, foarte multe, multe. De aceea, an de an, transmitem acest mesaj și apelăm la noi toți, la societate, să creăm centre de sprijin pentru femeile însărcinate, să valorizăm toate persoanele implicate în adopție și să spunem, da, te ascult, sunt aici, lângă tine. Nu știți cât de important este acest lucru. Am întâlnit femei în criză de sarcină și au nevoie de prieteni. E atât de simplu și de frumos. Este natural. Fiecare dintre noi poate contribui, suntem unici din prima secundă. Trebuie doar să îndrăznim. Vă mulțumesc din suflet!